Dosul lacului e o pădure. Cât de mare e pădurea aia? Și cam 2 hectare. E mult mai mare. Eu am zis 2 hectare, că să nu vină mulți de rost să caute. Și cum era, el la mijloc cu Messi, și pe unii și pe alții, au întrebat câți metri are un hectar. Că eu am spus că cam 2 hectare ar fi dosul lacului. Deci a spus 2 hectare, că să nu meargă mulți, m-am gândit eu. Și tot el îmi spune atunci, cam câtă trupă ar trebui să meargă, măi, Ciurica, acolo? Zic, domnule colonel, puțin și buni. Băi, pentru voi nici care n-au fost buni, zice el. Și domnule, îmi dă drumul în celulă. Și altă zi, și altă zi, și îmi dam seama că mă apropii de ziua 11 și eu nu ajung acolo. Și insist, și domnule, reușesc să mă încadrez în timp la insistențele mele. Și de ce la insistențele mele? Zic, domnule, se duce zăpada. Pe mine m-a presit 22 aprilie. Și venea 1 mai, venea primăvară. Dumnezeu, se duce zăpada și omul ăsta e un om foarte atent. Ăsta tot timpul e cu binocul la ochi, supraveghează toate dealurile și toți munții și ar fi cazul să ne ducem, dacă doriți. Și atunci, cu ofițerii ăștia acolo, securiști și cu colonel milițian, nu securist, îmbrăcată haine de miliție. Toarăși, mergeți, ei vorbea între ei și eu eram acolo. Mergeți la Caransebeș, luați trupa din Caransebeș, luați și câini, 4 câini, îl îmbrăcați în uniformă, îi dați bocanci în picioare. Mergeți Caransebeș, Rusca, Poiera Ruschi, până la comandă merg mașinile, de la comandă urcați pe Ostreș, Babadochia, muntele Cutare, Cutare, coborâți pe Cracovrătorul. Vorbea cu harta în față. Dar eu îi spun, domnule colonel, nu-i bine. Păi de ce nu-i bine, mă? Păi zic, nu putem trece peste munte, că încă e zăpadă. Încă mai e zăpadă pe munte. Și ăsta e un om atent, tot timpul cu binocul la ochi. Noi trebuie să mergem Caransebeș, Severin, Cloșan, trecem în Cerna și din Cerna urcăm pe Cracul Vânătorului. Nu avem cu muntele nimic. Băi, viața ta nu plătește nici benzina la care o consum până acolo, mă. Zice către mine. Dar, până la urmă, pe acolo urmesc. M-au dus la Caransebeș, m-au îmbrăcat în uniformă, mi-a pus cătușile la spate, până la urmă mi le-a pus în față, în gaz, într-un gaz, până în Caransebeș. Și tot cu gazul ăla merg și mai departe, dar în gazul ăla au mers și milițianul ăla cu mine. Și al securiști, că nu intra mulți, 5-6 că s-o fi intrat acolo. Și securistul ăla, milițianul ăla, măi, Ciurică, te deranjează? Da. A luat și a pus cătușa pe mâna lui și pe mâna mea. Milițianul. Pe la Caransebeș. La Caransebeș mi-a bătut lanță la picioare. Lanțe subțiri. Cum e căpăstru la cal, nu bătute, cu lacăt mic, dar lanțe subțiri, să pot face pasul. Ca să fug nu puteam, dar pas normal făceam. Bocanci grei, luneca ca pe gheață, dar de, și în uniformă. Și o raniță în spinare și peste raniță o țoală, foaie de cort, și în ranița aia era mâncarea mea și a milițianului ăla, colonelului ăla. Și cu gazul înainte și după mine 4 camioane.
am ajuns, cum le-am spus eu. Severin, Cloșan, Moara, Lutian sau Moara lui Barbu. Acolo l-au mai mers mașinile, că n-avea cum. Acolo m-au dat jos și am plecat pe plaie în sus, urcând spre culmea Cernii. Am însărat. Când s-a ajuns în culmea Cernii, nu doar am ajuns, am însărat. Tot timpul când am plecat de aici, legat cu mâinile la spate și decura de mine o cura și un securist din ăla, un vlășgan, de capătul curălii, un capăt de cătușile mele și un capăt la el. Și el cu un baston în mână, nu știu dacă avea pistol sau n-avea, dar și un câine avea lângă el. Și colonel, securist, milițialul, tot timpul pe lângă mine. Când am ajuns aproape de culmea Cernii, domnule capitan, ar fi bine să nu mai fumeze oamenii. De ce? Zic, mirosul ăsta de tutun se duce în aerul ăsta curat și noi de multe ori simțam mirosul ăsta de tutun și imediat de dam seama și... Și interzis fumatul, din nou bănă, interzis fumatul, nu mai fuma nimeni. Asta era un truc al meu, nu era o treabă... Am ajuns în culmea Cernii și se întunecase, coboram în jos spre Cerna. Se auza Cerna, că nu era barajul ăla, nu era nimic, Cerna, normal. Ce sau ce apoi? Nu știu cum ai zis, n-am spus nici. N-am spus eu că în Cerna e miliție. N-am spus, de eu și știam că în Cerna era post de miliție. N-am spus. Când coborâm pe Cerna, pe dosul Cernii în vale, drum larg. Puteai să mergi. Și la un moment dat am părăsit noaptea drumul eu. Și căzând în genunchi, nu știu ce, și după mine, și m-a urmat pe mine. Jurau, scârțăiau. Că... Nemulțumiți. Și eu întreb pe securii, că bineînțeles, domnule, o lanternă. Lanternă, nu la de ce am întrebat lanternă? Că zic, dacă ai mers acolo, lanterna e în favoarea lor. Nu au avut lanternă. Bucuros, spăl la Dumnezeu, sufletul meu, că n-au lanternă. Când am ieșit din intrăm în valea, unde erau conacele, un conac în partea dreaptă. Când ieși din pădure, în partea dreaptă, un oarecare hârțau că cunosc de pe acolo, nu? Latră câinii. Și când latră câinii, bum, un foc de armă de la conacul ăla. Băi, odată încercuire conacul, că erau patru camioane. O parte se mă încercuire pe mine, o parte... Și vin, vor doi ofițeri și spun, tovarășu, aici este post de miliție. Unde? Peste apă. Cine a tras cu arma? Ce un milițian. A fost pe la o femeie pe aici. Și unde milițian? A fugit. Că vis-a-vis era o punte așa. Dar nu podul care era mai încolo, unde vreau să-i duc eu. Și domnule, aici este o punte și dincolo este post de miliție. Și gata să trec pe punte eu. Domnule capitan, nu pot să trec, domnule acolo, nu pot să trec pe punte, domnule, cad în apă. Este un pod aici, uite, așa, așa, așa. Că te pute, că... Și până la urmă îi duc și trec pe pod, domnul meu drag. Când am ajuns eu, la jumătatea drumului, pe strâmtoarea aia, și nu-i nimeni, nimic, tuneric, noaptea, ajunsei pe pod. Dragii mei, fracțiune de secundă, ca să-mi dau drum, am vrut să dau drumul de pe pod în apă. Acolo mă decam, că n-aveam cum altfel, dar după mine se neca și ăla care mă ținea de cura și ofițerul ăla care era tot pe lângă mine. Și trecui podul. Și când trecui podul, îi dusei eu direct la miliție, că eu știam pe unde se duc. Când am ajuns acolo, la trăcânea lor, nu? Milițienii au văzut atâția securiști, cine șeful? Să trăiți, tovarășul, plutonerul cu tare.
alinierea cu armamentul de dotare. Și veniră unul 15 milițieni în poziție de des cu armele lei și ăsta se duce la fiecare milițian și pune mâna pe el, pe pantalon, ia arma și la ăla, și la ăla, și ajunge la el cu pantalonii uzi și cu arma în rosa a prau. Trăsese cu ea acolo. Păi și când îi mânge una, o trânte jos. Ce știți? Care-i misiunea voastră? Ce știți voi, băi, despre banditul Ciurică? Să trăiți, tovarășul, colonel. Banditul Ciurică Nicolae a trecut acum 3 zile pe locul numit Schit. Era un... Cine v-a spus, băi? Boța Gheorghe. Aflai din lei un turnător. Boța Gheorghe. Ați anunțat pe cineva de treaba? Da, am așteptăm să vie de la Craiova trupe să... Păi, băi, cum a putut Ciurică să fie acum 3 zile la locul numit Schit, când e lei de 10 zile la noi, mă? Voi îl cunoașteți? Numai din fotografie. Hai, bă, să te cunoască. Și zdracu, zdracu, mă văzură milițierii. Șefule, știi unde este Cracul Vânătorul? Da. De aici începând, se duce în sus, Cracul Vânătorul, până în munte, îi zice tot Cracul Vânătorul. Dosul lacului. Da, cam la jumătatea distanța de aici și până mult, la jumătate îi zice dosul lacului. E posibil acolo vreun adăpost? Nu cred. Pentru că oamenii ăștia de aici au capre și toată iarna se duc cu caprele la murta aia și are cum. Mâine dimineață facem o razie acolo. Am mers cu ei acolo, s-au dus, au controlat și vine un locotenent și spune, eu am stat într-un crac acolo cu o câțiva pe lângă mine și milițianul ăla, care numai ala a fost în uniformă de miliție, lângă mine și alți milițiași erau acolo, vine un locotenent și toarășul, am găsit un început de adăpost. Ala a fost o vorbă mare, bună pentru mine și eu cred că am găsit, cred că o rămâitură de porți sălbatici, n-am găsit el de mic. Am plecat înapoi și am ajuns în Recaș, un sat mare aproape de Timișoara. Era duminică când am ajuns acolo. S-a oprit mașina, jeep-ul ăla, că armata a rămas în Caraseveș. S-a oprit la o casă, s-a dat jos ăsta din mașină, ofițerul ăsta de miliție, și a intrat într-o casă. Dar casa era în partea dreaptă și în partea stângă, mai în jos, era biserica. Și mama lui sau soacra lui era la biserică și o trimis pe cineva să vină, mama sa sau soacra sa. O femeie bătrână în negru veni și o intra cu el înăuntru și în ieșit afară, o ieșit cu o sticlă de suc, dar nu suc în ea, țuică, cu niște prăjitură și cu o bucată de carne și ceva pâine. Și mă dezlegă de la mâini și dă-te lor să bea și dă-te mie pe o sticlă. Bea, măi, Ciurică, că cine știe când mai bei. Și a mers cu mine, duminica era, la securitate și m-a dat în primire la arest acolo și a spus la tovarășe, îi lăsați tot ce are pentru că-s de la mine și îi lăsați să odihnească că am venit de pe teren. Și când m-am eliberat, l-am căutat, dar nu am dat de el, nu știu. Aș fi vrut să-l văd dacă mai trăiește și să... Îi mulțumesc într-o fel că a avut o comportare frumoasă față de mine. Dom'le, serviciul lui și l-a făcut, dar n-a fost o brută, nu m-a bruscat, nu m-a jurat și a pus cătușile pe mâna lui și pe mâna mea, nu ca alții... Nu știu dacă înțelegeți că totuși a avut o comportare oarecare mai omenească. Da, nu l-a găsit. Deci credeți că au fost și între securiști poate unii că... care, datorită circumstanțelor, au ajuns să facă poate, munca asta? Da, da. Uite, chiar și la pușcărie, la Gherla, am avut milițieni care se purtau mai omenești. Era doi frați Șomlea, era o grămadă din ei niște brute și era unul Petrică, ziceam, din Mintiu Gherli, noi îi spuneam câte ceasul. Și
N-avea ceas, dar după soare spunea cât e ceasul, cât era soare. Și ce noutăți mai aveți? Întreba el pe noi. Și odată ne întreabă, ne spune, băi, dacă îmi spuneți de unde sunt și cum mă cheamă, de sară un ciubăr cu în care vă dau. Am aflat cum îl cheamă și de unde este. Într-o zi îi spunem o nouă toate. Petru Groza a murit. Păi de unde știți voi, mă? Și el nu știa. Știm. Dom'le, pușcăria are ochi, are morsele. Știați limbajul morse? Vorbeam și morse cu caloriferul, prin calorifer. Vorbeam și prin perete cu cana. Știți, nu? Așa. Și vorbeam și alfabetul sub cu o mână. Și, de exemplu, celularul ăsta mai era altul mai încolo. Și de la fereastră, fereastră era cu o blondă, căutam să facem loc și începea vorba. Iar care recepționa pe aia ferește, bătea așa. Primit. Și când nu înțelegea, da de mai multe ori. Și cu o mână spunea A, B, C, cu o mână, alfabet. Ne-am uitat trecut anii. Am auzit povestirea unui fost milițian care spunea că la un moment dat l-au pus într-o celulă cu niște deținuți. Nu știu dacă erau deținuți politici sau... A spus că n-a putut să raporteze nimic după 3 zile, că vorbea o limbă ciudată, un fel de păsărească. Asta e o legendă sau se mai folosea și așa? Probabil că nu vorbea românești oamenii aia, că în celulă, în cameră la noi erau oameni care vorbea, domnule, alții câte 7-8 limbi străine. Oameni educați. Da. Bine, și când eram eu copil, știu că se folosea un limbaj păsăresc, se înlocuiau anumite litere, sunete cu altele și... Da. În orice caz, pușcăria a fost pentru noi lagăr de exterminare. Da. Știți dumneavoastră ce a fost cu Aiudul, ce a fost cu... Piteștiu. Piteștiu. A încercat și la Gherla, dar norocul că atunci când eu am ajuns să ia că prinse 54 lucruri, să mă îmbrăzeseră un plic, 55, haide, s-au mai schimbat. Dar totuși greu. După ce experimentul Pitești și nenorocirile de acolo au ieșit în presa internațională și a trebuit să fie executat Țurcanu și să fie condamnat ceilalți, clar, țapul ispășitor, sau au lăsat-o puțin mai moale. Bine, au dat vina pe legionari, elemente legionare, au primit ordine de la Horia Sima să facă, să... Minciuni. Dar se mai muiaseră. În schimb, de la foști deținuți politici, am auzit modul de primire într-o nouă pușcărie. Că diferea de la o pușcărie la alta. Unii au povestit că în momentul în care au ajuns, li s-au pus bâte în mâini și li s-a cerut să se bată cu un coleg sau cu un deținut. Sau... N-am auzit așa ceva. Astea probabil că s-au întâmplat înainte de a fi politici... aia cu Pitești. Politicii nu, numai care fi fost la reeducare, aia sigur că s-a petrecut treburi de felul ăsta. Deținuți, cum a fost Surcanu, aia și aia, sigur, dar deținuți, eu 10 ani care am fost, dacă m-am dus într-o altă cameră din camera mea, imediat m-am întrebat cum mă cheamă, ce notăți știu, cum e mâncarea în altă pușcărie, dacă veneam din altă pușcărie, sau nu știu ce, o comportare nu am avut. Oameni civilizați, doar, oameni cu scaun la cap, nu aveam oameni. S-a mai întâmplat și în Trainoși cât un turnător. Dar ăsta era băgat în cameră. Dacă era băgat în cameră, cum s-a întâmplat, l-am depistat imediat. 2-3 zile ne-am dat seama. Și imediat l-am izolat. Nu vorbea nimeni cu el.
Dacă el încerca să se ducă către fereastră, să se apropie de fereastră, deși n-avea voie, și era un altul de-al nostru, și el se ducea și el, ăla nostru pleca. Rămânea singur. Unde se ducea, nimeni nu vorbea cu el. Dacă sta două, trei zile, ieșea iar la raport, băsa, mășel, schimba. Iar dacă persista și era din ăla înrăit și știam cine îi, pândea într-o sare, punea pătura în cap, îi dau o bătaie două și pe urmă scoteau afară, că îl băteau. Nu, dar asta rar, rar, rar. Îi știam care se ducea vorba de imediat, băi, fii atent că în camera cu tare, turnătorul cu tare. Mă interesează, și nu numai pe mine, cum trăia lumea atunci, înainte de a începe războiul, al doilea război mondial. Cum se îmbrăcau, cum se comportau, cum vorbeau? Lumea înainte trăia mai bine în sensul că mânca o mâncare sănătoasă, se îmbrăca mai simplu, dar sănătos. Nu... Uite, eu acum dacă merg în Timișoara și mă uit pe stânga și dreaba, văd tot felul de denumiri, eu trebuie să învăț altă străină că nu mai sunt... Ceau, ce-i aia ceau, mă? Dacă e în italiană? Păi da, eu nu mai vreau să zic decât în românește, că sunt român. Una și alta, cuvinte din astea, uite, am, nu vreau să dau nume, dar nu-mi plac cuvintele străine, cum am în pușcărie, oameni, profesori, universitari, domnule, noi avem o limbă foarte bogată. Și dacă țăranul, propriu zis, țăranul, întrebuințează minimul de cuvinte limbajului de toată ziua. Nu ca un intelectual sau orășa sau nu știu ce. Și mai vine acum tot felul de cuvinte din astea sofisticate de pe unde Dumnezeu le aduc din Italia, din Turcia, din... că nu mai le știu nici eu cum să le zic acum. Da. Ceau, orait. Sunt neologisme și au fost în limba română de întotdeauna. De cât timp au existat schimburile acestea? După cum zicea și Eminescu, ai noștri tineri la Paris să învață, și nu numai la Paris, în Italia, în Germania, veneau cu obiceiuri și mai aduceau cuvinte care păreau în cercurile înalte de atunci interesante și încet, încet intrau și în limbajul românesc. Da, dar... Dar nu atât de multe ca acum, că practic da, ajunge limba română să fie înlocuită complet. Nu mai cunoști. Nu mai cunoști. Mai direct întrebarea. În casă. Pe jos bănuiesc că într-o casă la țară nu era podea, parchet. Ce era pe jos? Pământ? Da, pământ, dar sigur că aici în părțile astea noastre nu erau cășele alea cum în alte părți de chirpici cu pământ acoperite cu stoc, cum văd și acum pe undeva prin filme, pe la televizor, căși acoperite tot cu paie și chirpici și nu știu ce. Totuși, na. Cât de cât, spre exemplu, cum vă spun, la mine acolo de unde sunt eu, multă vreme înainte sunt veniți din partea Poienii Sibiului, pe la Tilișca, de pe la Jena, obiceiul, vorba, datinele și păstoritul animalelor cu turbe de oi. Că de-aia primul congres al oierilor din 1935, a câte eu aveam 4 ani atunci. Da. Și acolo a fost tatăl dumneavoastră. Da. Da. Bănuiesc că la 300 de hectare. Da. Sau 30 de hectare. Cât ați spus? 300. 300. Și... Dar în casă, acum noi umblăm cu șlapi, cu tot felul de chestii în picioare. Cum umbla țăranul? În ciorap? Da, în general... Încălțămintea de bază era o pica. În zilele de sărbătoare avea un ghete,
Și ghete, umbla cu opinci și în casă și afară? Și în casă și afară, opinci. Acum, sigur că avea și camere care erau mai bune, unde era hodaie, cum ziceau oltenii, mai hodaie, iar bărățenii zice sobă, nu zice cameră sau hodaie, sobă. În soba de la drum, adică de la stradă. Da. Acum că tot vorbim de ce a fost, în grupul de partizani, ați prins vreo discuție sau s-a ridicat subiectul loviturii de stat de pe 23 august 1944? Domnule, după câte știu eu în legătură cu actul la 23 august, actul la 23 august nu s-a luat în considerare de către ruși până în septembrie 15 sau așa, 12-15 septembrie. De la 23 august și până în septembrie 12, așa ceva se vede, armata română a căzut, s-a predat și au dus-o rușii la ei ca prizonieri de război. Și acolo s-au făcut diviziile două, Horea Croșca, Claștru Dobrodinescu, din oamenii ăștia. Iar nu știu. Unii spun că a fost binevenit actul la 23 august. Unii spun că nu. Între ofițerii care au luptat în rândurile partizanilor, bănuiesc că erau simpatizanți ai lui Antonescu sau ai regelui sau... Da, bineînțeles că erau toți din ăștia care au fost deplocați. Erau și că se lea cu Antonescu, cu regele, toți. Toți erau regaliști de lui Antonescu și colonelul Uță să se prefect pe tipul lui Antonescu nu putea să-l... Dar totuși eu nu pot să-mi dau seama că a făcut bine, că a făcut rău. Totuși eu în sinea mea nu mi-e drag de germanii, nu iubesc. Am stat și la pușcărie cu ei. Sunt prea mândri, prea orgolioși, prea sânge albastru. Lasă-l dracu, că nu-i chiar albastru. Între partizani, ați întâlnit sau ați auzit de romi? Da. N-au fost, cu noi n-au fost în pădure romi, dar interesant... A fost un țigan de pe lângă Caransebeș care l-a ajutat pe colonel Uță. A fost arestat și n-a spus nimic. Câtă bataie a luat țiganul ăla, domnule? N-a spus nimic. Domnule, și țiganii sunt și ei. Ca dovadă, uite aici la mine, în Teregova, mă pregătesc să pregătește socrul să-mi fac că o nuntă. Și ori tăiat și ei, uițel, sau doi ce-o fi tăiat. Și un țigan se duce și face curățenie la postul de poliție, de miliție, miliție era atunci. Și vine un pădurar de aici, din sat, și spune către șeful de post, la Berzescu Gheorghe, Gheorghe Grigorescu, Grigorescu Poleca, că Berzescu sunt mai mulți în comună, dar Grigorescu numai el era. La Grigorescu Gheorghe Grigorescu tăia vițel la nuntă, cum spune șefului de post. Și țiganul aude. Și vine și îl anunță pe socrul meu. Ui că Gheorghe, uite așa, 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 cu tare cine a spus așa, ai grijă că-ți vine poliția. Și așa a fost și venit. Dacă ăsta era țigan și ăla era... Am căutat în adins pe internet informații și chiar am găsit nume de romi care au dat bani, unii care chiar au luptat cu arma în mână. A, se poate, sigur. Și oricum nu mă miră ce îmi spuneți dumneavoastră dar noi, în general, suntem educați de societatea română să-i menținem
da, izolați. Da, și o mare greșeală. Da, da, sigur că da. Mai am câteva întrebări. Dacă considerați că în România ar trebui să revină regele. Eu aș fi dorit din tot sufletul și dacă regele ar fi fost mai tânăr și ar fi făinit regele, lucrurile ar fi fost altfel, altă formă. De ce? Puteți să... Faptul că n-am auzit pe nimeni niciodată decât lucruri frumoase, lucruri de mare valoare despre acest om. Vă referiți la regele Mihai? La regele Mihai. Și la predecesorii dumnealui. Mai puțin Carol al II-lea, da, el ne-a distrus practic. Da, dar l-am purtat cu mândrie în pălăria mea, regele Mihai Banu de 100 și tricolorul. Și tot ceea ce am făcut eu, stimate domn, nu mi-e rușine și sunt mândru că am putut să fac și aș mai face-o încă o dată, că ar fi cazul. Dar acum, ce ne-a dus, să nu vă supărați, Uniunea Europeană nouă ne-a dus sărăcia. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar părerea mea asta este. Rușii ne-au dus la sapă de lemn și această Uniune Europeană, care am crezut în ei că vom fi fericiți, domnule, nu ne vor lua. Noi nu mai avem industrie, nu mai avem agricultură. Domnul meu, dacă o țară ar avea agricultură puternică, am fi o țară bogată. Dar nu mai avem. Și acum mai mult decât atât. Au vândut pământul românesc care strămoșii noștri au dat și-au vărsat sângele să apere această țară de la Nistru până la Tisa. Au bucat-o dătele rușurilor. Altul bucat acum o vreau ungurii. Ce țară? Noi ne mai numim țară sau o colonie? Aveți dreptate, dar numai parțial. Și zic și eu ca și rațiu. Voi lupta până la ultima picătură de sânge ca să aveți dreptul să nu fiți de acord cu mine. Privatizarea României s-a făcut și acum suntem convinși la ordinele securiștilor plantați de mult de Moscova. Primii investitori care au venit și au cumpărat și au vândut la fier vechi industria română au fost oligarhii ruși. Recent am văzut niște materiale realizate de televiziunea română sau de reporteri independenți care au fost pe urmele fiecărei privatizări. Sidex Galați, Aros Latina, industria sârmică în Pia Turzii, unde se făcea așa faimoasă plasă de Buzău și multe, multe alte filaturi de fire și fibre ruși. Chiar dacă nu ruși veniți direct, ruși veniți pe filiera elvețiană, dar ruși. Și tot ce au avut în minte a fost să cumpere, pachetul de sarcini le impunea să nu dea afară oamenii, să păstreze, să investească, nu au investit un cent. Tot ce au făcut au fost să ia aparatură, strunguri sau ceva, să le ducă la ei sau să taie totul și să vândă la fier vechi, pentru că rușii au gândit planul lor în strategia pe care o au, România să rămână o țară fără industrie. Ori au luat-o, ori au tocat-o și au vândut-o la fiare vechi. Și după aia au spus, domnule, a falimentat. Da, cine-i vinovat atunci? Românii. Atunci. Deci la fel, pădurile, zicem că le-am vândut la austrieci. Da. Nu, la europeni. Nu. Sunt niște oameni de afaceri austrieci care au cumpărat și nu numai, dar pădurile sunt deținute în special de alți securiști români. Șpăgile pentru a vinde austriecilor pădurile, pentru a lăsa pe alții să exploateze resursele noastre naturale de gaze, de unde or fi ele, din Marea Neagră sau de unde or fi, și aurul, șpăgile acelea, tot de niște români sunt luate. Și acei români care au luat șpăgile,
să numiți tot de către securiști acolo. Ăsta este statul paralel de care mulți vorbesc. Discută, da. Și atunci ce e de făcut? Probabil, încă o dată, luptă de partizani. Dar nu mai văd posibilă. Nu mai avem nicio speranță. Speranța noastră atunci când s-au făcut acele organizații, am avut speranță în marile puteri, deci în America. Acum, în cine să mai am speranță? Tot în America? Să știți că și aici este o nuanță pe care noi n-am cunoscut-o atunci, pentru că propaganda era aia care era. Stalin i-a informat pe americani că are și el bomba atomică. Și asta i-a determinat pe americani să dea înapoi. Atunci le era frică, văzuseră ce au făcut în Japonia cu cele două bombe atomice și s-au gândit, suntem pe punctul să distrugem omenirea dacă Stalin dă cu bomba aia. În 52 sau în 51, la începutul anilor 50, cei doi soți Rosenberg, americani, care au dat Uniunii Sovietice planurile de construcție a bombei atomice, au fost executați. Erau de origine iudei, erau evrei. A fost un mare scandal în presă, tocmai atunci se schimbau președinții în America. Cel care a venit, Eisenhower, n-a avut curaj să-și asume răspunderea, a lăsat ordinul de execuție semnat de președintele de înainte și printr-o întârziere de cancelarie, că n-a ajuns răspunsul, știți că există acel pardon prezidențial în care condamnații la moarte sau deja pe scaun electric, dacă vine telefonul, pot fi salvați, au întârziat și abia la câteva ore sau câteva zile după aia, dar ar trebui să-i grațiem, deja nu mai erau. Dar ancheta a dovedit că planurile au fost date Uniunii Sovietice, lui Stalin. Și exact ce se întâmplă în momentele astea cu rușii care amenință cu bomba atomică, exact asta a făcut și Stalin atunci. Dar atunci americanii au dat înapoi. Acum nu îi văd înapoi. Măcar înarmează ucrainenii. Atunci le-a fost frică și au rămas în așteptare. Și englezii la fel. Acum toată Europa, practic toată lumea civilizată, într-un fel sau altul, îi ajută pe ucraineni. Nu vor deocamdată să-i stârnească pe ruși. Că eu nu cred că sunt toți nebuni acolo. Dacă Putin e nebun, nu e singurul care trebuie să apese pe butonul atomic. Da, eu am înțeles, dar dacă, Doamne feri, se întâmplă nebunul ăsta să fac o minune din asta. Oricum, sistemele de apărare ale, inclusiv ale Israelului, care dărâmă orice zboară, se tot apropie de frontiera cu Ucraina. Din acest motiv, pentru că toată lumea e convinsă că Putin va negocia în momentul în care va înțelege că e pe cale să piardă tot. Și părerea mea personală este că Uniunea Sovietică, pentru că nu e Rusia, a fost de după venirea lui Lenin aceeași Uniune Sovietică, cu aceleași planuri de distrugere a vecinilor. Părerea mea este că ar trebui fărâmițată în republici pe baza limbilor vorbite acolo, că tot le place lor să spună, aici sunt ruși, vorbitori de limba rusă, deci trebuie să fie teritoriu rus. Perfect. Acolo se vorbește Găgăuza, ai Republica Găgăuza. Acolo se vorbește Georgiana, Republica Georgiana. Și niciodată să nu se mai poată uni să fie așa puternici. Dar de data aceasta... Când va fi treaba asta? De data aceasta văd că Europa și americanii n-au mai dat înapoi. Măcar armament modern și capabil le-au dat ucrainenilor. Dar e vorba de niște rachete care cu o rază mai lungă de acțiune care nu le-ar vrea să le dea ucrainenilor. Rușii tot amenință că dacă le dați armamentul ăla, de... o să ne atace pe noi și deja este un atac la... Și teritoriul rus și intrăm bomba atomică. Mie mi se pare că e un bluf, e o încercare idiotă, pentru că puterea Marii Armate Roșii s-a văzut.
Exact. S-a văzut. Nu mai e decât propagandă, atât. Da, sunt sălbatici, fac exact ce au făcut și când au venit în țările ocupate din Europa, violează, fură. Omoară deci, nejustificat oameni civili. Ăștia sunt oameni sălbatici. Da, exact. Așa au făcut și când au fost aici, când au venit. Identic, identic. Da. De aia eu rămân la părerea mea că Rusia trebuiește izolată, complet. Nimeni să nu facă niciun fel de afaceri cu ei. Nu știu când va fi asta. Când Europa, cel puțin, va scăpa de dependența energetică. Dar tot rușii au făcut asta. Putin, din momentul în care a venit la putere, tot ce a făcut este să-și câștige adepți prin șpăgi. I-a chemat, cum n-a mai fost Clinton președinte, cum l-a chemat la Moscova să țină nu știu ce conferință de pace, de chestii, pac, $1,000,000. Asta o știe toată lumea. Cum n-a mai fost Helmut Kohl sau nu știu care cancelar la germani? Hai la mine să vorbești. Ia și tu $1,000,000. Și așa mai departe. În felul ăsta și-a cumpărat bunăvoința liderilor politici. După destrămarea Uniunii Sovietice, l-au prea prețuit, l-au prea lăudat pe acest Putin, l-au prea slăvit și și-a luat-o în cap. Da. Preaslăvirea asta a costat bani, l-a costat pe Putin foarte mult. L-a costat bani, dar uite că, nu știu. Eu sunt de părere că într-un sistem în care îți este frică să spui adevărul, exact cum am trăit și noi, exact. El s-a bazat pe informații primite de la serviciul lui de informații că în două zile terminăm cu Ucraina și n-a fost așa. Și acum este jenă, este rușine să recunoască că... Dom'le, ucrainenii au dat dovadă de luptători, deși ei n-a prea prețuit pe minoritățile astea, cum au fost și românii și alții. Dar nu știu dacă sunt ucrainenii ca nație sau totul RSS-ul, că Republica Ucraineană... Păi sunt mulți ruși acolo. A fost tot condusă de la Moscova, un stat mare, stat satelit, dar tot condus de la Moscova. Ei n-au făcut de capul lor, că sunt multe voci pe care propaganda rusă le folosește acum și spune... Nu-i ajutați pe ucraineni, că și ei au făcut, v-au luat Bucovina de nu, dar n-a luat-o Ucraina, tot RSS-ul a hotărât. Ucraina a venit și a bătut în poartă și a spus ce au făcut sovieticii, aveți două zile să părăsiți teritoriile. Și a fugit armata română lăsând tot. Greu. Deci cam astea au fost întrebările mele. Un ultim sfat sau dorință pentru viitor, pentru români? Mai credeți că vor fi ceva vreodată? Cred, dar într-un viitor mai îndepărtat. Acum, situația care ne găsim noi și cu Ucraina, cu rușii, cu ruși ăștia bine înarmați, mentalitatea lui vrea să facă Uniunea Sovietică, vrea să și impună punctul de vedere. Întotdeauna noi am avut de lucru cu acest popor, Uniunea, cu rușii ăștia, și nu știu cum ne vom recupera. Ce-a fost al nostru? Nu ne trebuie de la nimeni nimic, nici o palmă de pământ, ce nu e al nostru. Eu consider că Ardealul, de care vorbesc cu ungurii, e teritoriul românesc și dacă e al nostru, să ne lasă în pace. Consider că de la Nistru până la Tisa, Moldova aia, al lui Ștefan cel Mare, e tot a noastră, nu? Dacă e a noastră, să ne lasă în pace, dar nu ne lasă nimeni. Și nici conducători ai noștri, nu prea. Nu știu, nu-mi dau seama, n-aș vrea să vorbesc, că la mulți nu le convine, nu o să le convină părerile mele, nici la aia de sus, știu, eu îmi dau seama și până la urmă s-ar putea întâmpla, dragul meu, să nu mai avem nici dreptul de a vorbi. Cum merg treburile acum, cam asta își doresc să ne închidă. S-ar putea întâmpla complet. Să nu mai avem nici dreptul cel puțin ăsta de a vorbi.
că cam așa se îndreaptă lucrurile. Mi-ați spus că atât în cei 4 ani de luptă în munți, cât și în cei 10 ani de pușcării, nu l-ați văzut pe Dumnezeu, dar i-ați simțit puterea. Mai ales dragul puterea. Meu, eu cum vă văd pe dumneavoastră, așa cred că numai și numai puterea lui, nu odată. De atâtea ori. De atâtea ori. Cum putea să-i se blocheze a lui pistolul? Nu o spun eu, o spun ei. Ați văzut dumneavoastră că o spun ei. Cum am putut eu aici la Luncavița, când am aruncat bâtul ăla în pot peste ei și au venit acolo 30 de securi ziua la meazul mare, la 5 sau 6 metri departe de mine, să deschidă foc ei, nu eu, și să scap. Eram blindat eu? Nu. Dacă cel de zici sus spune să nu piară acum, că nu e venit momentul, n-am pirit. Și eu cred și nu sunt stare să-i mulțumesc lui Dumnezeu, am și eu, cum zice Bărățean, o fălincă. Nu mă prea duc la biserică, deși ar trebui casa Domnului. Dar am fost foarte revoltat că imediat după Revoluție, vârfurile comuniștilor de aici din Târgova și femei tinere de ale lor care se depărta de biserică, de, să nu cumva să-i bănuiască cineva că se duc acolo. Acum se duc și cântă în stradă la biserică. Probabil că se ierte Dumnezeu. Se ierte, dacă îi poate ierta. Și ar trebui să mă duc și eu. Să... Dar n-ar trebui să spun, dar o spun. Eu fac rugăciunea mea acasă, așa cum mă pricep eu și cât mă pricep eu și mă rog la Dumnezeu și mulțumesc că m-a ajutat în momentele critice. Dragul meu, de multe ori venea noaptea, seara și trebuia să plec într-o direcție cât de eram fugit. Măi, pe unde să o luăm? Pe aici. Și Dumnezeu mă îndemna să o iau pe acolo pe unde am luat-o și n-am luat-o unde eram așteptat dinamic. Ia câtă ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Și probabil că nici de după mine n-a suferit nimeni nimic. Doi oameni au suferit bătaie, dar bătaie, care erau comuniști și i-am spus că m-au ajutat, dar ei nu m-au ajutat pe mine. Eu am băgat intenționat să nu bag oamenii mei. Aia trebuia bătuți. Bine, și bine că i-au bătut. Dar, până la urmă, tot eu i-am scos. După luni de zile de teroare, tot eu am spus adevărul și i-am scos. Da. Ce să fac, domnul? Probabil dacă nu-i băgați să ia bătaie de la pușcărie, tot dumneavoastră sau alți partizani le-ar fi dat bine meritat. Ăla care de la mine, după ce m-am eliberat, n-a vorbit cu mine. Se întâlnea cu mine, n-a vorbit cu mine. Iar ăsta de aici, după ce eu m-am eliberat și am venit aici, după vreo 10 ani după ce am venit eu aici, m-am trezit cu el la altă casă, bate cineva la poartă, poarta cuiată, deschide nevastă mea poarta, era Belcotă Ștefan, care eu îl băgasem cu nerevințul, care eu îl băgasem, știusă că este agentul securității. Bună ziua, bună ziua, am auzit că dumneavoastră faceți haine de pe mine. Zic, da, vreau și eu să fac o haină, zice el către mine. Eu iau centimetru, caietul, să iau măsură. Și atunci el se uită la mine lung, și în limbajul lui de bărățean, băi, frate Nicolae, eu nu mă cunoști. Zic, nu. Nu mă cunoști, nu, domnule. Eu mi-s Belcotă Ștefan de la Conereva. Nu am venit să mă sfăgesc vorbile bărățeilor cu dumneata ale, dar am venit să stăm de vorbă. Și
Atunci nu era ca acum cu cafea, ce vreau, l-am poftit în cameră, i-am dat o țuică, am servit o țuică, ce mai pe la Conereva, când îi târg, vinerea. Dar ce străbă? Mă, aș vrea un porc, eu îți dau, mi-a dat un porc la prețul de jumătate. Și cât o trei, tot venea pe la mine, nu era supărat. Iar ăla de la mine, care l-am băgat, ăla n-a vorbit cu mine, a murit și n-a vorbit cu mine. Și ăla, care spuneau, a avut pe fratele lui secretarul organizației de bază în Baia. Și s-au dus, nu eu, în 49, câțiva oameni din grupul colonelului Uță și l-au luat de acasă, pe el și pe încă unul. Și i-au dus pe un deal acolo și i-a întrebat, de ce ai făcut treburile astea, mă, de ce faci? Și-a dat vina pe unul pe altul. Și i-a pus să bată între ei. Dar s-au bătut între ei, la început mai așa și pe urmă. Și fratele lui ăsta, care eu l-am spus că mi-a dat mâncare, a murit pe acolo, pe dealurile alea. Ala l-am nu murit. L-au găsit viu dimineața. Și eu când îl bag pe ăsta în pușcărie și Toma Popescu, anchetătorul, îl întreabă pe Benjescu Ion de treaba cu, că spun eu că m-a ajutat, și zice Toma Benjescu către anchetătorul Toma Popescu, domnule capitan, cum puteți dumneavoastră să vă închipuiți că eu aș fi putut să ajut să alimentez pe acești criminali, făcea cu degetul către mine, când ăștia au omorât fratele meu. Era adevărat că fratele lui era omorât, dar nu de mine. Și Toma Popescu îi spune, fratele dumneata a fost fratele dumneata și dumneata ești dumneata. Dumneata i-a ajutat pe ei, iar fratele dumneata a fost pedepsit, omorât sau ce-au făcut pentru altă treabă. Și n-a ținut cont de Toma Pope, de vorbele lui. Și până la urmă l-a scăpat tot eu de pușcărie. După cum v-am spus, acești bandiți, așa cum ne spuneau securiștii nouă pe vremurile acelea, aveau un sacul de merind din buzunarul lui, o carte de rugăciune fiecare. Eu am avut Noul Testament. Și într-o acțiune aici, în Munții Semenicului, această carte sfântă m-a salvat de la moarte. A trecut prin sacul de merinde, unde aveam această carte, vreo 6 cartoșe. Sacul de merinde era la șold aici. În acest sac, impropriu zis sac de merinde, aveam această carte și medicamente, primul ajutor în caz de cineva e rănit, eu sau altul. Și cum în noaptea aceea a fost rănit Caraibot Ion, zis Ciovică din Lucavița, ea română, dimineața, că n-am avut lanternă să-l pansăm noaptea, dimineața am căutat să-l pansez la mână și am găsit Nou Testament împușcat și mai multe cartușe care trecuse pe sacul de mine. Am dat această carte sfântă unui cetățean de-al meu să mi-o păstreze. Era pe vremea aceea cu toate coperțele ei, cum așa fute, dar ani de zile din mână în mână, eu fiind pușcărie vreo 10 ani, s-a mai pierdut și coperțe. Da. Și asta este încă o dovadă dintre cele pe da, care da, o dovadă că vie, care o vedeți și dumneavoastră. Deci numai un centimetru dacă dădea, m-ar fi împușcat aici, în șold. Acolo rămâneam. Iacătă, Dumnezeu m-a ocrotit, m-a scăpat și de această dată.